Draga Olteanu Matei, internat de urgen la spital. Ce apă ai îndrăgită actrii? Îndrăgită actrița Draga Olteanu Matei are probleme serioase de sănătate. Ea este internată la spitalul din Piatra, Neamț, unde a ajuns în cursul zilei de duminică, 29 aprilie, într-o stare deloc bună, informează presa locală. S-a vorbit chiar de o pancreatită, o afecțiune gravă a pancreasului, însă surse medicale au declarat pentru TVM Neamț că lucrurile nu au fost chiar așa de grave. Draga Olteanu Matei a ajuns la spital cu mai multe afecțiuni la ficat, pancreas și fiere, toate pe fondul vârstei destul de înaintate. Din fericire, se pare că ce a fost mai greu a trecut și actrița va mai rămâne internată cel puțin 2 zile, starea sa fiind în curs de ameliorare. Draga Olteanu Matei are 84 de ani și de mai mulți ani a ales să se stabilească la Piatra, Neamț, unde locuiește la o cunoscută pensiune din oraș. Draga Olteanu Matei este născută la 24 octombrie 1933, la București și este o apreciată actriță de comedie, ce a jucat pe scena Teatrului Național București, în numeroase filme și la televiziune. Reprezentanta generației de aur a Teatrului Românesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune.